În cursul zilei de astăzi au început lucrările de igienizare a spațiilor adiacente secțiilor externe ale Spitalului Județean din Drobeta Turnu Severin. S-au tăiat arbuști uscați, au fost îndepărtate resturile vegetale din curtea în care se află secțiile boli infecțioase și dermatologie. Angajații Direcției Administrative a Unității Medicale derulează această activitate, iar în cursul acestei zile au făcut curățenie în curtea în care se află secțiile boli infecțioase și dermatologie. Lor li s-au alăturat oameni de bine care au vrut să sprijine acțiunea și sub coordonarea directorului Direcției Administrative a Spitalului Județean Ion Mihart, au fost tăiați arbușii uscați, au fost îndepărtate resturile vegetale. Astăzi am venit cu o parte din angajații de la administrativ pentru a face curățenie în acest spațiu. Vicepreședintele Consiliului Județean Ionică Negru a supravegheat acțiunea de igienizare și se va ocupa să continue și în alte zone ale municipiului Drobeta Turnu Severin, aflate în administrarea Consiliului Județean Mehedinți. Facem puțină curățenie, puțină activitate de igienizare. Am apelat la cei de la spital, de la serviciu administrativ, au fost foarte receptivi, deși sunt foarte ocupați și dânsii știți foarte bine perioada prin care trecem. Am mai apelat la niște oameni de bună credință care ne-au sărit în ajutor și, după cum vedeți, în câteva zile s-a luminat aici zona în care se desfășoară activitățile de igienizare. În viitorul apropiat, cred că ne vom deplasa și în alte locații unde cu siguranță este nevoie să intervenim, să igienizăm. Deși zona nu este destinată accesului pietonilor, sunt necesare astfel de intervenții la început de primăvară, pentru a oferi o imagine plăcută trecătorilor, întrucât se află în imediata apropiere a bulevardului Carol, lângă Biserica Grecescu.